ce mai reprezintă, nu știu, pentru tinerii din ziua de astăzi Eminescu? Mai citesc, mai sunt interesați de Eminescu? Da, reprezintă un poet român care a scris foarte multe bazme, poezii, fabule. Care este fabula ta preferată sau nu știu care este, ce ți-a plăcut ție de la el cel mai mult? Mie mi-a plăcut seria de amintiri din copilărie. De Mihai Eminescu, da. Asta te-a impresionat, asta ți-a plăcut? Când ai citit ultima dată Eminescu, mai ții minte? Nu, tu cred că acum 2 ani. Ceva de genul. Vreau să te întreb pentru tine din ziua de azi și pentru tine. Cine este mai cunoscut în ziua de astăzi? Cine este mai important? Mihai Eminescu sau Florin Salam? Cred că ziua de azi Florin Salam. Florin Salam. Da. De ce? Ce are în plus față de Mihai Eminescu, Florin Salam? Păi, sincer să fiu, tineri ascultă mai multă muzică și, na, da, astea. E mai important, spui, în ziua de astăzi Florin Salam. E mai, nu știu, mai cunoscut. Da, păi nu prea se mai ocupă lumea cu cititul sau cu de-astea, pe cu muzica acum, în ziua noastră și de-aia. Cititul ajută și nu prea în ziua de astăzi, nu? Adică mai bine asculți un Florin Salam. Da, pentru noi tinerii cam așa e, dar pentru cei mai bătrâni merge și cu cititul, că nu strică. Ajută, mai ajută la ceva școala în ziua de astăzi? La noi în România nu. Nu prea. Nu. Poți să ai și facultate și... Ce ar sfătui noastră să facă copilul noastră ca să reușească în viață? Dacă nu la școală, ce să fac? Să învețe să plece în străinătate, bineînțeles. Asta e singura variantă? Pentru că în România nu are ce să facă. Mai ajută la ceva școala în ziua de astăzi în România? Nu. La nimic? La nimic. Dacă ați luat de la început, v-ați mai duce la școală? Nu. Nu v-ați mai duce? V-ați, nu știu, vă orientați spre o meserie sau spre... Meseria tu place singur. Și fără școală și fără... Școala nu ne ajută cu nimic. Când te duci să te angajezi, nu te mai întreabă de școală. Nu contează dacă ai facultate, dacă ai liceu sau dacă ai generala. Nu te întreabă de școală, absolut nimica. Absolut nimic când te tu să te angajezi. Dacă ați mai luat de la început, ați mai face școala în România? V-ați mai duce la școală? Sincer, poate? Nu, dar trebuie făcută pentru că așa e lăsat. De la Florin Salam, care este versul tău preferat? Sau nu știu, care este melodia preferată? Nu știu, că eu nu prea ascult Florin Salam, nu îmi place cum cântă. Care este, în schimb, preferatul tău? Nu știu, noi tinerii să zicem că ascultăm mai mult Dani Mocanu, nu... Dani Mocanu, dacă am văzut că asta e noua, Dani Mocanu. Dar aici ce-ți place de la Dani Mocanu? Dă-mi un vers care îți place de la el. Păi, sincer, să mă gândesc un pic. E un om bun. E un om bun. Ce v-a plăcut dumneavoastră de la Mihai Eminescu? Ce v-a impresionat? Cu ce ați rămas de la el? A fost un băiat care a făcut bună plăcere și a făcut un gest bun. Ce v-a plăcut de la el? Adică așa, ce opera lui v-a rămas? A fost un om cu minte, cu toată lumea. Manuale. E problemă mare în țara asta românească. Cineva cred că ne vrea și rău. Dar credeți că ne vrea guvernul așa mai analfabet, mai proști, să spun așa, de ne dă manualele astea greșite? Are nevoie de oameni să-i manipuleze mai ușor? De ce o face lucrul? Știți că există o chestiune unde sproși mulți, balaurii trăiesc bine. Din punctul meu de vedere, școala din ziua de astăzi este un loc în care mulți vin doar ca să își vadă prietenii și colegii. Atâta. Eu asta văd. Dar, da, dacă sunt să o luăm logic, școala este un institut în care trebuie să vii, să înveți, ca să ajungi ceva în viață, din punctul meu de vedere. Totul ține de persoana ta. Dacă tu vrei ca să înveți și să ajungi ceva în viață și să fii un exemplu, un șef bun sau să fii un bun coordonator în ceva, păi muncești pentru asta și îți dai toată suflarea și tot ceea ce ai în tine. Dar dacă vrei să fii doar un simplu om, poți să vii. Mai ajută la ceva școala din ziua de astăzi? Da, ajută așa foarte. Cum e ea? Așa cum este ea, ajută foarte, foarte mult. Tu te ajungi la școală să înveți? Da. Sau să te întâlnești cu prietenii? Nu, eu mă duc ca să învăț, ca să pot să ajung în lumea asta ceva. Cu toate că mulți spune că în România nu poți să faci nimica, chit că ai facultate, chit că ai ceva. Din potrivă, poți ca să ajungi un om foarte bun în lumea asta. Păi nu prea ascult muzică, decât mai Miley să recitească. Versurile lui Florin Salam, cum ți se par? Păi nu știu, n-aș face o reclamă prea proastă, dar mai așa, mai satanice.
mai dă-i din buci, buci. Nu mai cu asta. Și... păi de asta aduce bani în ziua de astea, adică pune o poezie sau umană, o populară și nu mai e cine. Aia pune Dalu Salam să vezi ce începe și să sară în sus. Mai merge Eminescu astăzi să mai citește, să mai... Nu prea, nu... E... Să zic că dacă da, dar că dacă nu. Tu credeți că guvernul vrea să, ca noi să fim analfabeti, să fim proști, nu știu, să spun așa? Ne vrea așa? Păi, în funcție asta de prea multe afișe anapoda să face, manuală care o hârtie da. De-aia care poate să o folosească, nu poate să o folosească de-aia, pe cum eu, o alegere, toate hârtiile puse pe stâlp, toate alea, că o să le facă la copii. În primul rând, copiii, uite, de la mie, de la secție, dar și de la aia, le-am dat de luni încolo microbuzul, că nu poate să facă față elevii, Răsoaia, Bucșani, Racoviță, Hăbeni. Mai ajută la ceva școala din ziua de astăzi? Îl mai ajută la ceva pe copil, pe elev? Păi cu ce să ajute, cu ce să ajute? Că nici ei n-au, nici profesorii, nici ăștia n-au și salarii. Ce să ajute? Nu, adică dacă te duci la școală, te ajută dacă înveți, ajungi ceva în viață în România sau nu prea în România? Păi ajungi foarte bine, înveți și mie spune copilul, un copil coloșă, băi Neasile, eu nu mai mă duc la facultate. Că de ce? De ce? Dacă ești inginer, tot n-am post și așa, de ce să-mi bag cap? Și așa a început să fugă lumea toți prin sănătate. Fie ingineri, fie cine ar fi, toți s-au cerut la capul lucrului și muncește. Deci școala asta nu mai e chiar așa importantă. Nu mai are avantaj, adică când erai mândru, când erai elevii, deci copilul meu, că a plecat la școală, păi, tată, vreau să învăț bine, că vreau să ieși eu profesor, vreau să ieși eu aia, degeaba ești profesor că n-ai post. Deci acum școala nu mai e așa importantă? Nu mai e importantă școala, exact, copiii face ce vrei în școală. Să ce se prezintă până în clapea azi, mi-a făcut o clasă să-i scăle și pa. Nu mi-a propus să plec din două motive. Unu, pentru că mulți, cum am zis, spun că cu facultate cu asta nu o să ajungi nimica și eu vreau să le arăt că buca să ajung ceva. Da. Și doi, în afară ce fac? Stau într-un hotel, cum ar veni să lucrez la un hotel și ce fac? Stau și le dau la oameni mâncare pe ce? Să se pierd orele alea în care puteam ca aici să am o facultate și să ajung ceva mult mai bun și să fiu, cum v-am spus, un dirijor, un profesor, un ceva? Pentru ce?